de caz pe care îl prezint acum. Treia cafea sunt o serie de conferințe pe teme vocaționale. E un site pe care l-am făcut eu. M-au ocupat la început eu și cineva. De promovare s-a ocupat și altcineva. Partea grafică a făcut cineva. A fost un mix acolo. Fiecare a făcut ce a făcut. Okay. În principal am ocupat de site, dar s-au ocupat și alte persoane. WordPress și SEO pentru a treia cafea. Clientul și-a ales o temă, da? Ne-am uitat noi acolo. Alegerea temei e un studiu de caz în sine. Ne-am adresat teribil, ne-am uitat la vreo trei teme. Asta e superb. Ok. Ca să... O să vă zic mai încolo ce face fiecare. Deci cam așa arată o temă. A vrut să punem a treia cafea pe chestia asta. La ce s-a ajuns, așa arată a treia cafea azi dimineață. Bun. Ăsta e header, da? V-am zis că are trei părți. Header, sidebar și footer. Cam astea sunt părțile principale unei pagini. Header-ul arată așa. În dreapta sus, link la tema, nu, deci ăla dispare. În stânga scrie acolo WordPress, acolo e titlul paginii, customizezi să facă cum vrei, să apară cum vrei. Noi l-am scos de tot unde scrie WordPress acolo. Subscribe to RSS. Ăsta e un site de prezentare. Nu are blog efectiv, nu are rost ca lumea să se aboneze la ce. Nu are ce să te abonezi. Am scos subscribe to RSS. Vezi că e o casetă de căutare pe care scrie search. O să scrie caută, că nu ne place search. Aveți acolo, în dreapta sus, niște butoane. Roșu, portocaliu, albastru, o culoare ciudată, verde. Când făceai click pe culoarea respectivă, se schimba toată tema. Bineînțeles, clientul n-a avut chestia asta. Ce am făcut? Când faci click pe linkul respectiv, se deschide o anumită pagină. Deci ăla, cumva, a devenit un meniu pentru un meniu navigațional, până acum era un meniu pentru culoare. Era absolut. Bun. Vedeți că scrie acolo, a feature post title. Și sub el, sunt referințe ca la un blog. Scrie. Cine e autorul articolului? Că eu nu vreau să-mi apară pe un site de prezentare cine a scris articolul. Nu e ceva relevant pentru mine. Scrie data și ora când a fost publicat articolul. Eu nu vreau chestia asta. Apoi, feature post title e ca orice blog, când îți accesează un mesaj, e clicabil. Eu nu vreau ca titlul ăla să fie clicabil. Când duci pe un site, faci click în meniu, după aceea titlul nu mai e clicabil. Pe blogul e clicabil, dar eu nu vreau să se întâmple asta. Și am făcut chestia asta. Deci, header-ul mi l-a făcut altcineva, am scos titlul să nu mai apare niciun titlu. În dreapta sunt acasă papion ludiconistic, conținutul către paginile site-ului, caută un buton pe care l-am tradus, am scos funcția de RSS și așa arată titlul unei pagini. Nu e clicabilă, nu mai apare written by, nu mai apare autor. Am scos explosion din dreapta sus. Bun, sidebar-ul. Sidebar-ul e specific unui blog, categorii, mesaje, gente, archive, link-uri, nu știu ce. Ce s-a mostrat de aici? Nimic. Clientul a vrut un moto, de fapt a avut două moto, o descriere și un moto. Am pus acolo, e un meniu în dreapta, Facebook, Twitter, Yahoo, grup, ne dai feedback, ne poți subține cu mulțumim, trebuie să fiți paralel, foarte bine. Toate astea sunt pagini de pe blog. Și mai jos sunt partenerii site. Bun, ăsta e footer. Footer-ul e iarăși specific unui blog. Când te duci pe un blog și citești un articol, ai în partea de jos de obicei ceva de făcut. E o idee foarte bună. Deci a citit omul un articol, a ajuns jos, de obicei iese. Dacă vrei să nu iasă, poți să-i mai dai ceva de făcut. E, tema asta pornea de la aceeași idee. Citeai un articol și avea. Vin către alte articole, către o anumită categorie și mai jos tot așa arăta footer-ul Power by WordPress, nu știu ce. Am lăsat doar Power by WordPress, tema. Când am văzut asta dimineața, am modificat în română, dar n-am mai făcut și pe site. Deci footer-ul l-am lăsat foarte simplu, ca un site de prezentare. Când ajung jos, mi-e pare rău, poți să ieși. Nu l-am lăsat ca pe blog-uri să mai dăm ceva de făcut. Bun. Deci, ca idee, ăsta era site-ul înainte, așa a ajuns să arate acum. Bun. Site-ul a fost lansat în septembrie 2009 și avea PageGen, avea totul 0. Deci, 2009. PageGen 0, 0 vizitatori, 0 link-uri, 0 traffic. Da? De în decembrie și a ajuns la niște statistici care nu sunt atât de rele. De exemplu, PageGen 5. PageGen contează mai puțin, nu e atât de important, dar totuși e PageGen 5. Are destul de multe link-uri. Ok, hai să vă zic cum am făcut asta. Schimb de link-uri. Ok, îți dau link. Ție îmi dai link-uri. Parteneriat. Pe același principiu sau ne dai numai un link. Comunicat de presă. Deci comunicat de presă a fost urmat de apariții în presă. A ajutat mult să am avut notorietate. Relații personale. Apoi site-ul a avut multe informații. A fost actualizat recent. A fost actualizat constant și a avut multă informație unică. Apoi a contat și ca pentru utilizator, a contat faptul că nu exista doar text, existau și imagini. La un moment dat,
erau destul de multe imagini pe site și aproape orice articol are o poză atașată. Deci cam asta voiam să vă zic despre a treia cafea. Hai să vă zic câteva lucruri despre optimizarea SEO a unui blog. Când faci optimizarea SEO a unui blog, fie WordPress sau Blogspot, în general pornești de la niște lucruri. Titlu, descriere, categorii, nu știu. Modifici niște pagini ale site-ului. Faza e că atât WordPress cât și Blogspot vin cu niște setări atât de bune în mod standard, încât nu prea trebuie să faci mare lucru. Ce mai zic eu acolo ar fi, pui vreo 3 plugin-uri, da? Modifici puțin titlurile, URL-urile și cu asta s-a cam terminat ce poți să faci la un blog WordPress. La Blogspot, iarăși, modifici puțin tema, mai faci niște schimbări pe acolo. Deci, modificările pe care trebuie să le faceți intern la un site WordPress, contează foarte... Deci, e atât de bine făcut că nu prea contează, da? Bun. Ce contează dacă vreți să optimizați SEO un blog pe WordPress sau un blog pe Blogspot, ce contează e să aveți foarte multe link-uri, da? Și link-uri de calitate. Când te gândești la optimizarea SEO unui blog, ai lucruri mici de făcut și lucruri puține pe care trebuie să le faci ca să faci blogul să fie bun. Ce poți să faci însă este să obții multe link-uri pe site-ul tău. Deci asta ar trebui să fie esența optimizării WordPress de blog. Bun, dacă sunt întrebări. Ce înseamnă link-uri de calitate?